Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod. Astăzi deschidem cadouri în Brawl Stars. Vreau să vedem cine a adus moșul în Brawl Stars. Plus de asta o să deblocăm un nou brawler, adică pe Ems. Și pe lângă asta vom cumpăra de pe shop un skin pe Leon. Vi-l arăt imediat, sunt destul de curios să vedem și în joc cum arată. Dar îmi place foarte mult și o să-l cumpăr cu esență. Vă arăt acum în 2 secunde dacă o să și ajung la el. Dino Leon, îmi place foarte mult cum arată. Mi se pare interesant și eu zic că merită 2750 de puncte din astea. Așa că nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel dacă mai vreți episoade de Brawl Stars în continuare. Și bineînțeles, cel mai blană mărci îl găsiți pe nocivanu.ro, unde găsiți tricouri, hanoraci, ghiozdane și multe, multe altele. Apropo, vreau să facem 500 de trofee astăzi pe Mico, pentru că suntem foarte aproape. Am mai jucat eu în afara episoadelor și vreau să mergem încet încet către 10.000 de trofee, după aia către 15.000, către 20.000 și uite așa. Nu uitați și de posibilul, dacă vreți, cel mai șmecher ursuleț de Crăciun. Îl găsiți pe primul link din descriere, este ediție limitată. Bun, hai să vedem. Începem cu a o debloca pe Ems. Ne mai trebuie și ăstea. Deci avem un nou brawler în 3, 2, 1. Ems este aici alături de noi. Let's go! Ok, deci avem încă un brawler epic în colecția noastră. Și acum trebuie să aleg între Stew și Griff. Probabil ar trebui să aleg Stew, dar o să aleg Griff. Nu știu, mi se pare mie mai interesant. Stați un pic că îl putem testa. N-am nicio idee cum este Stew. N-am jucat ever cu el și dacă am dat de el ca adversar, nu prea mi-am dat seama ce face. Ia, să vedem ce face el, bun. Deci tragi cu chestii din astea, ok, iar ulti. Am înțeles, bă, dacă de ușor își face ulti. Ok, dai damage. Bun, deci tu dai un hit și ai ulti, dai un hit și ai ulti. Mamă, cât de tare. No way. Deci te poți mișca super mult. Bine, trebuie să și nimerești, bineînțeles. Interesant, interesant. Iar ăsta la altul, ia să vedem. Dai cu bănuții, știu că e destul de OP. Deci ăsta chiar mă bate de multe ori. Iar ulti arunci cu niște cărți care se și întorc la tine. Ok. Bun, hai să facem din nou ulti. Perfect. Și dai odată cu cărțile 590, bam bam, și ai dat și înapoi. Interesant. Da, mai degrabă îl vreau pe ăsta. Ok, i-am și uitat numele. Griff sau cum îl chema? Da, nu i-am uitat numele aparent. Deci îl alegem pe Griff să îl deblocăm încet încet. Avem foarte multe de luat și pentru Griff. Încet încet o să strângem. Am și niște bănuți pe aici și așa. Am și un pin. Din nou bănuți. Din nou puncte pentru Griff. Mai avem și esență din asta, PowerPoints de Brawler, 10 gemuri care sunt foarte binevenite și un pin. Avem totul luat de aici, fiți atenți, am un quest determinat, intențional am lăsat pentru episod. Trebuie să mai fac un singur win cu Charlie și avem 1000 XP. Colectăm încă 430, deci deja suntem foarte aproape de a-l avea pe Griff. Și avem și un Star Drop care este super rare, super rare. O rămas super rare. Știu că dacă e legendar îți pică Brawler. Bun, pot să dau 49 de gemuri, dar nu mă interesează. Hai să vedem. Deci o avem pe Ems. Foarte interesant Brawlerul și vreau să joc cu el. Dar hai să vedem ce cadouri avem. Până una alta, bubuiți și voi butonul blană de like. În ziua a 8-a primim... Le-am păstrat pentru episod, bineînțeles. Ia să vedem și... Avem un pin pe Mico. Nu, două pinuri pe Mico. Interesant. În ziua a 9-a primim... Opa! Star Drop, te rog. Rare este și primim un mare nimic, un doubler, am înțeles. În ziua a 10-a, hai să vedem ce avem. Și... 90 de credite, deci încet încet îl luăm și pe Griff. Și în 15 ore o să am acces și la următorul cadou. Aici cred că am chestii free. Ia să vedem, deci pot să îl cumpăr. Da, deci a venit moșul Santa Stew. Și eu nu l-am ales pe Stew ăsta. Hai luăm Doubler, you need to get previous. Oh my god, trebuie să cumperi ăla, bă. Păi vezi că merită. Dar câte gemuri? 229. Bun. În episodul următor îl cumpărăm pe Stew,
plus Santa Stew, plus luăm toate nebuniile astea free. Avem chiar și un Legendary Star Drop, chiar sunt curios. 5.000 de... A, dar uite, după aia trebuie să cumperi ăsta. A, trebuie să cumperi astea pe rând. Bă, știi ce, le cumpărăm pe toate în episodul următor, ce se poate întâmpla. Băgăm și noi o groază de bani. Cât de tare, deci dacă iei ăsta, îți dă doar doubler și spray. După care trebuie să cumperi coinurile și primești Star Drop și ăsta, iar după cumperi alte coinuri și primești Power Points și un Legendary Star Drop. Le cumpărăm în episodul următor pe toate, sper. Să vedem și cât o să coste. Ia să fac un calcul acum. Da, deci trebuie să bag vreo 100 de lei în episodul următor, ceva în genul acesta. Ai, vedem noi în episodul următor, dar momentan cumpărăm Dino Leon, că îmi place și chiar voi vrea să joc cu el. Deci avem și skin nou pe Leon. Ia uite-l ce șmecher arată. Vine iarna și eu cumpăr skinuri de vară. Ar mai fi și alte skinuri pe care probabil le vom cumpăra în episodul următor, că am văzut că sunt ceva oferte interesante la skinuri de iarnă. Adică, uite, 50% off. Putem să luăm pe Bo skin de Ho-Ho-Bo. Pe Frank, iar este destul de interesant. Chiar și pe Jakey, dar foarte interesant pe Tic. Pe asta pe Tic sigur îl iau, om de zăpadă. Hai să luăm totul pe rând. Vreau să dau un match cu Charlie, să îndeplinim acea misiune și să primim 1000 XP. Vă mulțumesc enorm pentru susținere. Chiar este multă susținere la seria de Brawl Stars și apreciez enorm. Tocmai de asta seria continuă. Hai să vedem cu a noastră Charlie. Charlie, femeia Payangan. Hop, hop, hop. Easy. Vreau să facem un win așa rapid, așa că mă voi focusa pe a lua power-up-uri, că văd că oricum n-are nimeni treabă cu mine pe aici. Îl avem pe 8-bit, care se crede el șmecher. Te crezi șmecher, mă? Hai să o dăm. Hai să o dăm dacă te crezi șmecher. Eu treci pe ăsta. Hai, mă. Hai. Aha. Op. Aproape acolo. Da, un hit tot îi dăm, sau nu? Bum, bum. Nu pot să cred. Bă, cum o scăpa mă ăla? Ok, ia vezi-o și pe Jesse cât de puțin are. Op, perfect. El primo crede că o dă cu mine. Hai mă, să te văd ea. Stai cu avem și pe Rosa acolo, care se crede tare. Hai să te văd, Rosa, hai. Hai, ai chef de scandal? Faze care ulti, de asta mi-e puțin frică. Da, o batem lejer pe Rosa, ce vorbești? Cu tot cu ultimata ei. Bum, aici e moartă. Salut. Easy. Îl batem și pe El Primo, lejer. Încă una. Ai, ai, ai. Ah. Da, o să-mi fie un pic greu să-l bat pe El Primo. Însă... Bun, fiți atenți cum facem. Bam, bam, bam. Îi dăm ulti. Și... Bam, bam, bam. Easy. Apoi 8-bit-ul ăsta ce să facă, mă, săracu. Salut. Și avem primul match, prima victorie. Frumos. Oricum trebuia să fiu top 4 pentru a îndeplini misiunea. Dar așa, am îndeplinit misiunea lejer. Se poate observa acolo 15 win-uri. Avem o grămadă de XP. Cu ocazia asta, hopa. Super rare, come on. Măcar de era epic sau ceva. Bun, totuși nu e rău. Avem încă niște bănuți de luat. Încă un pin. Ia să vedem cât mai avem până la a debloca brawlerul. Mai avem ceva, ceva, deci e ok. Pe grif. Încă 100 de puncte. Probabil în episodul următor îl vom lua și pe ăla. Bun, deci am îndeplinit cu Charlie. Acum hai să jucăm cu Miko. Pentru că cele mai multe trofee pe Miko le am. Am și Hypercharge-ul. Mi-ați zis voi, nu și Vane, dar Hypercharge-ul se activează singur. Nu trebuie să-l activezi. Adică, gen, din câte am înțeles de la voi, doar stau și se activează. Se încarcă. Nu. A zis că se încarcă singur. Corect. Dar el nu se încarcă singur. Trebuie să dai hituri. Iar după când îl activezi, trebuie să-l activezi tu, că dacă nu, ciuciu. Bun. Ne trebuie neapărat un top 5. Așa că o să fim mai chill la început. În ideea de a face rost de niște power-up-uri. Nu mergem la bătaie. O luăm mai chill să putem face cele 500 de trofee.
Acolo mai chill dacă e. Ce vrei, mă, maimuță? Ești tare, a? Hop, e bine că n-are treabă cu mine. Perfect. Mai luăm aici un power-up. Și avem power 4. Hai la bătaie acum. Ce-o fi, o fi. Totuși, mai chill un pic. Bun. Ce vrea, mă, ăsta? Ăsta fugea, eu acum îmi dau seama. Ok, trebuie să fugim puțin aici. El primul ăla are chef de scandal. Asta e moartă aici. Sau, da, e chiar moartă. Însă îmi e puțin fricuță să mă duc la power-up. Wow! Unde atâta damage? Oh my god! Bun, pe asta o să mă bag la bătaie. Hai mai aici, șobolane. Oricum suntem top 5. Nu mai vine? Știi că am avantaj aici. Ia uite, mă! Showdown! Ok, mamă, și are acum ăsta la power-up. Una, bum! Bine, mă! Frumos! Are avantaj dacă are distanță mare între adversar, da, din apropiere l-am distrus. Și avem și lejer 500 de trofee. Și am făcut și mastery rank up. Pot să îl iau deja pe Griff dacă vreau, dar probabil o să facem asta în episodul următor. Bun! Perfect, ia să vedem, ne apropiem de următorul star drop. Da, ne apropiem cu pași repezi. Dar, hai să vedem pe Leon acum. Bum. Îi dăm și un upgrade oare? Bă, iar cam trebuie că e cam slăbuț. Și eu deja mai aveam un skin, pe ăsta am și uitat. Dar oricum, mamă, mai am două skinuri. Trei în total, what? Ok, am aproape toate skinurile pe Leon. Dar e fain, mă, ăsta, n-ai ce să zici. Bun, hai să încercăm cu al nostru Leon. Stai, ce ofertă mi-a apărut pe shop? Probabil se referă la astea 10 powerpoints, dar dă-le încoace că sunt binevenite, n-am o problemă. Ok, dă-mi-l pe Leon al meu și hai să înceapă distracția. Sincer să fiu, va fi destul de greu să câștig cu Leon, din multe motive. Ia, bă, cu ce aruncă? Hop. Nu știu cu ce aruncă, dar arată interesant. Cu ceva de jucărie așa. Faze cam și power mic. Joc și la 300 de trofee. Dar nu-i problemă. Încercăm. Ia uite un alt Leon aici. Hop. 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 Bun. Bine, frumos. Leon versus Leon și-am câștigat-o. Ăsta vă că-i low. Perfect, bravo, mă, Leoane. Lasă-mi și mie ăsta. Mersi. Ha! Ce tare. Hai să te văd, Mr. Christos. Hop. Boom! Ce frumos. O veni superul la fix. Ok. Dino Leon vine după voi. Nu pot să cred că o să câștig. Ia uite-l pe Mico. Ce vrei, mă, Dido? Stai că Mico ăsta vrea să vină după mine. Hai, mă, să te văd, hai. Salut. Hopa, hopa, hopa. Ok, hai să-i facem o șmecherie. Boom, boom. Ce frumos. Și avem primul meci, prima victorie cu Leon. Deja avem câte 3 win-uri consecutive? Let's go! Merge treaba! Bun, și am mai primit încă 200 XP pentru quest-ul cu a da 6000 damage. Sincer să fiu cu voi, am chef de un match cu Piper. Strălut în continuu, cred că asta e de bine. Bun, hai să luăm noi power-up-ul ăsta, dacă om putea și nu ni-l fură nimeni. Mulțumesc că apreciez. Hop, hop și hop. Avem power 2. Ei bine, acum ne putem duce să snipe-uim oamenii. Unde sunteți, dragii mei? Ia uite-l, hop! Hopa, hop! 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 Bine, aici o să mor, probabil. Nu, mă, n-are tupeu. Deci nu pot să cred că nu a avut curaj.
Bun, va trebui să stau la o distanță mai mare pentru că o să mă distrugă toată lumea dacă nu. Aici este foarte low bull. Să vedem dacă l-o-i prinde, îl prind pe ăsta, îl prind și pe ăla, cred. Ce vrea, mă, Shelly? Shelly s-a dus. Ok. Cum mă nu lovesc pe bull? A lovit acolo? Nu știu, are ulti Frank-ul. Vrea să o dea pe scandal. Ce vrei, mă, Frank? Du-te, mă, de aici. Opa! O să fie bătaia acolo. Lupta nebună! Bum. Ce frumos! Cred că mai e unul stânga jos și unul dreapta sus, corect? Da. Bum. Bum. Mort. Ok. Hai să vedem ce facem noi aici. Bum, bum! Ce frumos! Avem și o victorie cu Piper, deja 4 win-uri consecutive. Și jucăm la relativ destul de multe trofee, mai ales meciul ăla cu Miko. Bun, perfect! Trebuie să câștig și 5 lupte. Avem win-ul cu Piper, hai să vedem cu cine mai joc. Stai! Star drop? Rare, ce să și fie, da! 25 powerpoints, sunt binevenite! Că tot voiam eu să-mi cumpăr skin în episodul următor pe Tic. Hai să dăm și un match cu Tic. Îmi place mie Tic ăsta, deși e super squishy. Dar mulți cred că te pot distruge, știi? Când ești pe Tic. Și dacă chiar o joci bine, îi distrugi tu. Ia uite, ăsta e mort. Nu știu ce-a făcut. Ce-a gândit el acolo? Uite, și ăsta e mort. Hai că e mort. Dar nu-i nici departe. Știi ce? Hai să ne asigurăm. Nu! Nu trebuia ulti sau? Ia vezi. Ok. Nu. Bun. Bine. Doamne. Na, vezi, la asta mă refer eu. Tu ce vrei, mă? Nu, nu, nu. Na, păi m-o prins, tiu. M-a distrus. Mamă, cu Rosa n-am mai jucat de mult timp. Am 380 de trofei aici. Ar trebui să fie un meci relativ greuț. Mai ales că n-am mai jucat de mult. A, trebuie să joc cu Ems, mă. Am și uitat. Stai că am și gadget. Ah, mai jucam, am mai jucat de când m-am apucat. Că știu că am gadgetul ăsta, să fac eu rost de bush. Ce tare. Bun. Hai să vedem ce face Dynamite-ul nostru. Sau Mortis-ul, de ce nu? Salut, Mortis. Hai, fugi. Fugi, mă, de aici. Opa. E cu bătaie, cu nebunie, op. Stai că-s prins între ei. O, da, fuge Mortis-ul ăla de mănâncă pământul. Doamne, iartă-mă. Asta da luptă pe cinste. Suntem 9 în viață și fiecare ține cu un power sau 2 power-up de viața lui. Ok, pe el primă oară îl bat? Ba, așa ar fi logic. Rosa versus el primo? Ar cam trebui să câștige Rosa. Na, pe Ems n-o prind eu niciodată acolo. Bun, i-am dat niște damage lui El Primo. S-a pornit lupta. Mai ales ăla are power 6-7. Asta este tot ceea ce-mi doresc eu. Să mai scoatem unul câte unul. Hai să vedem. Perfect, perfect. Ce s-a întâmplat aici e mai mult decât perfect. Bun. Au ieșit 2 și am mai și luat un power up. Acolo este Bo? Cred că da. Hopa, Miko este fugărit aici. Ok. Da, ulti nu știu de ce nu s-o dat, că eu am apăsat pe ea. Știam că o să mă bată asta dacă mă bag între ei, dar avem totuși 5 trofee plus încă 5 din win streak, o ducem bine. Am greșit eu butonul de a activa superul la Rosa, dar nu e problemă, meciul ăsta îl vom câștiga, fiți atenți. Deci dacă nu fără nimeni cele două power-up-uri de aici, e easy win. Și nu pare să vrea să le fure cineva. Bum. Power 2. Mergem în continuare la... Opa! Deja 7 mai suntem? Când s-a întâmplat toată chestia asta? Du-te, mă, de aici, mă. Mă, tu vrei scandal cu mine, mă? Mamă, ce viteză are. Nu prea bine ce se întâmplă.
Bun. No way. Come on! Trebuia să activez ulti, dar nu mi... Oh my. Și uite așa mi-am bătut joc de win-urile pe care le aveam. Dar nu-i bai. Nu-i problemă. Ideea este că am mai multe butoane prin care activez super-ul și da, am apăsat greșit. Ce zici, ma boy? Bă, ăsta chiar e OP cu chestia asta. Că dă și fuge, știi? Ha. Nu prea are sens să mă bat cu el. Interesant stiu ăsta. Bun, aici avem șanse de un power-up. Ce zici, bossule? Bă, de stun ăsta! What? Cu ce da mă stun? Hai să ne ce facem cu Ems și... Cred că pot să o duc până într-un power 6, probabil. Ia să vedem. Da, power 6 este maxim, dar nu este rău. O selectăm și hai să vedem. Nu știu ulti ce face la Ems. N-am idee, super urgent. Hai să vedem pe a noastră Ems. Primul meu match cu ea. Cred că... Ba, nu că am mai jucat acum mult timp, acum câțiva ani. Dar în ultimii 3 ani, primul meu match. Hop. Luăm și noi power 2 easy. Se descurcă binișor la spart cutiile. Ce zice Jesse? Hai, o luăm? O luăm sau nu o luăm? Easy. Frumos aici. Mamă, ce joc mai aici, Slider eu? Bum, 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 bum. Na, na, na. Ah, ok, deci am chestia asta și dau damage. Da, cred că da. Bun, logic, acum ori joc cu player super nubi, ori joc cu boți. Nu știu exact, dar voi sigur știți mai bine. I-a zis că până în 100 de trofee nu prea are sens să mă bucur prea mult, pentru că ori sunt boți, ori sunt player slabi. Dar avem totuși un win. Hai mă, boți cu skin. Au și boții skin. Bun, îl avem pe Stiu aici. Ok, easy. Se vedea clar că față de Stiu celălalt, când jucam cu Rosa, ăsta nu a avut nicio treabă. Mai departe, avem power 3 deja. Easy. Hai să-l batem noi pe ăsta, dacă o puteam. Ar fi bine să-l batem. Ok, deci tot scade viața. Era să mă bată. Doamne, iartă-mă. Ok. Hai să-l vedem noi pe Mortis. Salut. Mamă, nu pot să cred că a murit. Bă, are damage, nu glumă. Opa. Ce zici, Mortis? Unde fugi? Unde fugi al meu? Hop. Hop. Și hop. Hop. Hai să te parfumăm. Da, nu, ăsta clar era bot. 100%. Chiar super interesant, Ems. Mai ales cu ultima taia poți să dai AOE damage. Să lovești pe mai mulți deodată. Ia vezi aici dacă folosim noi ca lumea, dăm așa. Și spargem, hopa. Bine, trebuia să lovesc mai mult și asta la altă. Aaa, doar în capăt, bă. Doar în capăt dă multi damage. Aha. Aha. Are sens acum. Te-ai dus. Bun, am doar power 2. Și mai suntem încă 4. Aici te sfie cineva, cred. Mamă, ce zici, Coltu? Ah. Ok, nu mă așteptam la asta. S-au distrus între ei. Unde este ultimul care cutează, au știu cuvânt, care are curajul să se bată cu mine? Hai mă, unde ești? Șobolane! Where are you? Unde-i, mă? A, cât de mare e harta. A, ce zici, Jesse? Care nu-i Jesse, de fapt, nu? Boom! Avem star drop, te rog. Te rog, te rog. Da, rămâne rare. Jake, mă, se numea. Jesse aia l-altă. Bun, cu cine să mai jucăm noi? Băi, aveți Tara. Să dau un meci cu Tara, n-am mai jucat de foarte mult timp. Și oare are și ceva skin Tara noastră?
Ia. Am skin pe ea? Am, chiar am skin. Stara se numește. Ok. Arată interesant. Nici nu m-am uitat câte trofee aveam. Cred că 160-170. Deci ar trebui să fie meciuri bunicele. Ok. Dacă am puțin damage, sincer. Stai, cum fac să dau 1440 damage? Asta e întrebarea mea. Op! Da, bă, cam slăbuță Tara. Adică eu credeam că a murit aici, am și luat mâna. Nu mai atacam. A, deci trebuie să dau din apropiere foarte mare. S-o să lovesc cu două cărți. Bă, cam greuț. Sincer să fiu. Însă e decent. Nici n-am prins-o măcar. Ițar ursul să-ți fie. Bă, nu prea e bine. Hai să batem noi ursulețul. Ce zice Annie? Annie, auzi și eu, Nita. De ce i-a zis Annie? Că seamănă prea mult cu Annie din LOL. Da, easy. Boom! Șpa-șpa! Și Stara câștigă meciul! Wow! Hai să încheiem cu un meci cu Crow care vă spune să dați și voi un like. Interesant rău de tot Crow, dar e și super squishy. Însă chiar poți face chestii șmechere cu Crow. Uite-o pe Ems acolo. Că dai poison-ul ăsta, știi, și nu-și dă regen. Adică, uite, eu pot să-i tot dau poke în continuu. Știi ce zic? Ia vezi ce fuge. Și eu cu Mortis-ul ăsta, dacă mă tot joc așa... Uite, chiar îl... Oprește-te! Hai, mă, unde-mi stă mie Daryl? Mega box-ul. Cred că ar fi o idee să nu vânăm cu Crow, având în vedere că nu prea are putere de a vâna. Acum, dacă mă vede Frank pe mine, ei să vezi cum vine la scandal. Hop. Bum. Deci îmi trebuie și mie un power cât de cât acolo să rezist măcar. Ia vezi câinele. Cred că mă bate câinele. Cacaraci! Nu mă cred! Sunt sigur că mă bate. Bun. Hai să te, bă, câine. Da, mai bine nu mă bag acolo. Hai să vedem ce putem face. Opa! Ce zice, mă, Piper? Ok, s-o bătu cu câinele. Câinele neînfricat. Dacă îmi dă Piper două hituri, sunt papa. Ha, mă, nu lovesc și eu câinele. Mă, cu ce-o dat? What? Asta-i superul lui? Doamne, iartă-mă. Da, cred că nu trebuie să mai dau meciuri cu Crow acum. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like-ul la blană, subscribe-ul la blană, clonțopel și cel mai blană merch îl găsiți pe norcivano.ro, unde găsiți de toate tricouri Hanorace Ghiozdane cu toate colecțiile, colecția de iarnă, Norcivano on Fire și Patrocle Salvatorul. Dacă vreți ediția limitată cu ursulețul de Crăciun, îl mai găsiți momentan pe norcivano.ro. Toate cele bune și pa, pa!